Ministerul Educației va publica astăzi, în jurul orei 13, o parte dintre tezele de doctorat. Au declarat surse universitare pentru hotnews.ro. Informația a fost confirmată de ministrul interimar al educației, Monica Anisia. Este vorba despre 1400 de teze pe care universitățile le-au încărcat pe o platformă specială, care deocamdată nu este activă, pe portalul Registrului Educațional Integrat, administrat de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării. Sursele universitare contactate de Hot News au spus că vor fi publicate tezele de doctorat din anii 2016-2017 și cele susținute până în martie 2018. Tezele de doctorat suscită interes în România datorită investigațiilor făcute de jurnalista Emilia Șercan, care a descoperit o sumedenie de teze de doctorat false în rândul multor persoane cu funcții de conducere de la diverse instituții.